Luca este principalul rival pe care l-am învins astăzi. Atât, rivalii suntem numai noi. Tenis și fotbal sunt ok. Adică e testul de sală și teren, dar pentru badminton nu prea. Inechitate socială, haideți să o numesc așa, mai precis, se investește în ceea ce se produce sau, mă rog, ce scoate bani. Fotbalul este supraevaluat fără îndoială. Eu cred că îi se face o nedreptate mare acestui sport, care nu necesită foarte multe resurse în realitate și îți aduce foarte mult ca pregătire fizică, corelare, absolut. La noi este, jucăm foarte mulți, adică mai mulți decât voi. Și terenul sunt foarte, foarte multe, zic. Fără rușine, spun că școala este un rival, fiindcă nu este atât de nu este privit cu atât de mare importanță sportul în școală. Trăim într-o perioadă în care ca să răzbați ceva, trebuie tu să te strădui pentru acel ceva. Iar domnul Cristian Turcu a reușit asta prin a se zbate. În 2015, când am plecat la acest drum, am visat la un asemenea loc, la o asemenea sală pe care să o gestionez, să o manageriez și mă uit la un vis devenit realitate. Parafrazând un hashtag celebru, atât s-a putut. Am învins cel mai tare rival, frica. Atât, rivalii suntem numai noi.